Tăcerea inimii catena. Sunt omul cu ochii tare, sunt omul care vă adună. Victor Socaciu este cel mai profund dintre cântăreții noului val, cel mai interesant, mai interiorizat. Am avut sentimentul că am misia îndeplinită. Să facem cu cântec un pic viața mai bună. Decembrie 2022, un an de când Victor a plecat pentru noi, cei care l-am admirat, care i-am admirat glasul și muzica, pentru prieteni, pentru colegi, pentru familie și pentru tine, cea care ai fost în ultima perioadă aproape. Îți mulțumim, Brândușa Socaciu, că ne-ai primit în universul vostru, în universul artistului Victor Socaciu. Bine ați venit! Ropatro prin oraș, șchiopătatul galo, un țăran și noi cai, tropatro. Ropatro prin oraș, șchiopătatul galo, un țăran și noi cai, tropatro. În calitatea lui, fie de redactor de emisiune, de director de festival, de promotor al folcului, își merită toată recunoștința noastră și, în primul rând, pentru muzica lui, pentru el ca om, ca prieten și ca folchist. Și departe în sac este mama, lunecând peste treburi grăbii. Câte țări, poate nu știți, a colindat, în câte țări a cântat Victor Socaciu, la câte festivaluri internaționale a participat, câte șlagăre, câte cântece a scris, nu numai pentru el, cum crede lumea, ci și pentru alții. E vorba că are o vitalitate extraordinară și o seriozitate, cum ne place nouă regăținilor să spun, să spunem, de ardelean. Șchiopătatul galo, un țăran și doi cai, tropatro. Am crescut cu muzica lui, ca toată generația mea. Aveam o piesă preferată, Căruța cu flori. Căruța cu flori, evident. Căruța cu flori, o piesă superbă. În mâinile cui, privirile cui te-ai trimite-n vești înapoi. Privirile cui și mâinile cui te strâng, trimite-n vești despre noi. Victor Socaciu este cel mai profund dintre cântăreții noului val, cel mai interesant, mai interiorizat. Aveam vreo 9 ani când el a venit în echipa lui Adrian Păunescu, așa, în mod foarte activ. Și automat gelos, la tine în casă? În casă, în turnee, în vacanțe, peste tot. Da, și eram cumva gelos pentru că îl iubea atât de mult tata încât îl ajuta mai mult decât pe mine. Adică pentru mine la școală n-a sunat niciodată să spună nu știu, scutiți-l pe Andrei sau de ce i-ați dat o notă mai mică decât se putea. Dar Victor era, cum să spun, era speranța lui, îl iubea atât de mult, avea atât de multă încredere în talentul și în faptul că el mai și citise poezii înainte de cenaclu. Avea cântece frumoase scrise și înainte. Nu doar cele 100 pe care le-au scris împreună. Și atunci eram gelos puțin și pe felul în care cânta la chitară. Era un chitarist desăvârșit. În vagonul pentru piață e un vițel cu optriști plângând sus deasupra rândunica lesne cerul săgetând aripi-n hotire.
Cu Adrian Păunescu am fost în relații extraordinare. Nu mă refer la cele strict umane, dar și acestea au fost importante. Mă refer strict la relația muzician și poet. Am scris cele mai multe texte ale mele pe versurile lui și am simțit că mă potențează versurile și chiar uneori mă incită. Mă incită și atunci a ieșit un cântec, a ieșit un mesaj. Un profesor de la facultatea din Brașov, pe care o făcea Victor, ceva inginerie, dar nu știu ce specialitate, nu vrea să-l treacă. Și a încercat tata să vorbească, domn profesor, uite, un mare talent, un om, un intelectual. Era deja și cunoscut ca membru al cenaclului, dar materia lui era importantă. Da, nu și profesorul a zis, doamne, nu, la materia mea, nu, știe, exact. Nu vreau. Au trecut examene, restanțe, reexaminări, re-reexaminări și legal se terminaseră toate posibilitățile de apel. Mă, ce facem? Nu poate Victor să nu termine totuși facultatea pentru o materie. El fiind chiar un intelectual, dar la materia nu știu ce s-a întâmplat. Și atunci tata a vorbit cu cineva, nu știu exact cu cine sau nu mai vreau să țin minte cu cine, și profesorul ăla, ca prin minune, a fost trimis într-o delegație în străinătate. Știți ce însemna asta? În anii 70. Așa, un premiu pentru o viață. A plecat și exact atunci un asistent mai binevoitor a dat examenul cu Victor și a putut depăși acest hop. Și după aia a plecat în armată. Dar cum să plece în armată mâna dreaptă a poetului, nu? Și Adrian Păunescu, odată la câteva zile, vorbea cu un general sau cu un șef. Domn general, toașul general, mare artist tânăr, este ținut acolo, aproape ostatec, la unitatea militară. Lăsați-l că avem treabă la emisiunile de la TVR, antena vă aparține. Lăsați-l cu mine că avem treabă la cenacul. Și așa a făcut Victor jumătate sau trei sferturi din armată în turnee. De-aia în unele poze ale lui Victor din perioada aia, inclusiv în poza de pe primul album, coperta ultimă de la albumul Roata, el apare într-o cămașă, cred că militară. Poza e alb-negru, dar vă spun eu că era khaki. Fiindcă poza a făcut-o de pe o clipă pe alta, pentru disc. În puținele momente, când care venise în permisie. Când era în permisie. Da. O roată pune toader pe un râu și cumpără un vechi din antemoară, și toți ai lui lumină în casă au, căci neamul nostru n-a învățat să moară. Roată, roată, te mai inventăm odată, roată, roată, și cu tine lumea toată roată. Adrian Păunescu a făcut gesturi foarte mari pentru Victor Socaciu, unul dintre ele fiind chiar intrarea în audiență la Elena Ceaușescu? Da, pentru Victor Socaciu, Adrian Păunescu a cerut singura audiență la Elena Ceaușescu din viața lui. Cred că după aia, după câțiva ani, s-a mai dus odată ca să poată da colinde tradiționale la televiziunea română. Dar ce vă spun eu, se întâmpla prin 79 sau 80, Victor Socaciu terminase facultatea, terminase armata și era repartizat la Calafat, la o fabrică, nu știu ce specific avea fabrica, unde mai mult era într-un adevărat șomaj tehnic. Și s-a dus la Elena Ceaușescu să-l poată aduce din stagiar acolo la București și nu oriunde, redactor la televiziunea română. Aici, pentru că angajările, unde filmăm acum. Angajările în TVR se făce, și buletinele de București se făceau atunci numai cu semnătura Elenei Ceaușescu. A obținut chestia asta, s-a angajat la TVR, s-a mutat la București, a obținut buletinul de București, casă, bineînțeles, repartiție și așa. Dar mai n-a departe. Stat foarte mult timp la TVR, de ce? Păi n-a stat pentru că deja se lansaseră adevăratele hituri, Roată, roată, te mai inventăm odată și Charlie Chaplin, scrise de cei doi, de tata și de Victor, ba în mașină, ba noaptea, pe un colț de masă, pe cine știe unde, ba Charlie Chaplin s-a scris la Galați. Și piesele se difuzau.
Iar cantautorul Victor Socaciu, autorul muzicilor, nu putea încasa niciun ban, niciun leu, drepturi de autor de pe difuzări, de la radio și televiziune, pentru că era angajat la TVR. Și atunci tata, care, repet, l-a ajutat pe Victor mai mult decât pe mine. Din nou l-a ajutat. A obținut să-l mute de la televiziunea română la revista Flacăra, unde era tata redactor șef, ca să-și poată avea drepturile firești legale de cantautor. Charlie Chaplin calcă în dodii cu pantofi strâmbați, Otis, dar n-aveți știre voi ce strâmb călcați. Face el cum face rața și e caragios, dar ce cârduri mari de rațe trec în sus și în jos. O, Charlie Chaplin, înger vagabond, hai bătrâne, vino te sub orizont. O, Charlie Chaplin, hohot interzis, redeschide teatrul ce mi l-a închis. În timpul verilor lucram la Radio Vacanța Costinești, alături de, pe vremea aceea, mult viitoare a lui soție, ca să mă exprim așa, pentru vocea că Marina Armășan, exact, da, la Radio Costinești. Da, la Radio Vacanța Costinești și, bineînțeles, de o altă emblemă a Costineștiului, Andrei Partoș. Ani frumoși, ani an studenției. Ani studenției, da. Ani tinereți. Și Andrei Partoș, bineînțeles, avea fel de fel de invitați din zona muzicală, printre care, evident, că și folchiștii. Se terminase cu Cenaclul Flacăra și fiecare își cam luase la momentul respectiv destinul în propriile mâini. Bineînțeles, Socaciu Victor era deja un nume la momentul respectiv. Era un colaborator la cel de la ora 5 și la un moment dat mi-a adus, eu fiind realizator, mi-a adus o casetă, pe vremea aia era o casetă, o casetă cu cântecele lui. Și zice, tu mi-ai ascultat vreodată cântecele? Zic, unele pe la radio. Ascultă. Și am dus acasă caseta, am ascultat-o la casetofon și mi-au picat ochii, urechile, sufletul, pe cântecul ăsta. Zic, Doamne, ce frumusețe de cântec. Țin minte că l-am rulat de zeci de ori. Chiar mă întreb, soțul meu de atunci când mă auzea că tot ascult ceasul iubirii, nu s-a sesizat? Nu s-a sesizat. Zic, Doamne, ce frumos cântec. Și mă gândeam tot timpul, zic, Doamne, ce special trebuie să fie acest om și ce frumos trebuie să iubească el, dacă a fost el în stare să scrie pentru o femeie, cine o fi fost aceea, un atât de frumos cântec de dragoste. Doar te iubesc atât de mult, de un milen și mai mult, să treacă toți ani și-o voi lua de la început. Victor Socaciu, fiind chiar o ființă complexă, la un moment dat a început să crească, să crească și personalitățile lor să nu mai aibă loc în acel format inițial. Tatăl copiilor, Adrian Păunescu, și noi, copiii de sânge sau de suflet sau de scenă, lângă el. Erau cumva două săbi într-o teacă? Bă, un palo și o săbiuță. Hai să... Dar, repet, tata îl iubea foarte mult și l-aprecia tocmai pentru complexitatea lui. Și la un moment dat, mă rog, și Victor cam obosise de, după atâția ani de turnee, de stat câte 8-10 ore pe scenă, de drumuri și așa mai departe, și s-au despărțit chiar în ziua înregistrării triplului album Cenacul Flacăra, în mai-iunie 1982, la Sala Radio. Victor a plecat și timp de 16 ani n-au mai vorbit. Șovoi ne-am desprins dintr-un F Cromanion. Am trecut experiențe cu sclavi și inchiziții, omenirea tot turcă, civilizator, spre un sfânt ideal, care e libertatea. Atunci când am simțit că o parte din cântecele mele au ajutat la ceea ce s-a întâmplat în acel demers istoric, am avut sentimentul că am misia îndeplinită dintr-un punct de vedere. Și am avut câțiva ani în care mi-am reconsiderat poziția mea de artist în societate. Vreau să spun că așa a apărut om bun? Așa a apărut și om bun. Libertatea e singurul bun.
viață avem pe pământ, s-o trăim după libera fere. Libertatea nu cere nicicui, e întreagă în mâinile noastre. Libertate în fapt și cuvânt, idealul planetei albastre. Am zis să pot să trâmbițez și să chem oamenii la un festival anual, un festival de sfârșit de an, când putem să tragem o linie de bilanț, pe de o parte. Pe de altă parte, să redau încrederea tuturor că se poate face ceva și în zona asta. Pentru că genul folk era la vremea respectivă marginalizat total și existau doar câteva vârfuri care mai perindau țara asta pe scenele ei. Un festival pe care el l-a inițiat, nu? Pe atunci vă cunoșteați? Nu. El l-a admirat extraordinar pe Dan Andrei Aldea, cu care a fost coleg în Cenacul Flacăra până când Dan Aldea a plecat în străinătate și a considerat piesa asta un bun ca pe o lucrare de conștiință artistică și nu doar artistică. Și de aia, când a putut înființa o realitate culturală, a făcut-o. Asta se întâmpla în anii în care noi nu eram în contact, dar el avea această vocație nu doar de artist răsfățat al scenei, muzică, versuri și atâta tot, și constructor. Apelam la el pentru diverse, eu știu, concerte pe care să le susțină el și prietenii ai lui, pentru că prin intermediul fundației, el capacita o sumedenie de alți artiști. Adică contractul nu era între minister și Victor Socaciu, era între minister și fundație, care fundație propunea ministerului un spectacol complex. Înainte spre marea unire, hotarul ne vrem să-l zdrobim, să trecem Carpații, să trecem Dacar. Ne trebuie Ardealul. De-o fi să ne îngropăm de vii. Să ne îngropăm de vii, să trecem, ne trebuie, de-ar fi să ne îngropăm de vii. Treceți batalioane române carpații. Cine i-a ajutat să se împace? Păi Victor m-a sunat pe mine, de parcă nu s-a fi întâmplat nimic. Așa. Și foarte bine a fost așa și mi-a spus, știi, Andrei, că facem la TVR o emisiune Vânare de Vânt, eu și Valisterian. Și am zis, da, am văzut-o. Că nu vrei să vii într-o emisiune și după ce vine emisiunea asta și vede bossul, că el așa îi spunea, ei așa îi spuneau, după ce vede că ne-am împăcat, poate vine și el și poate ne reîntâlnim. Și abia așteptam momentul. Și am fost în emisiunea aia, după care le-am mijlocit o întâlnire. N-am niciun merit decât că pe mine m-a sunat. Ei oricum s-ar fi reîmpăcat. I-am transmis lui Victor invitația să vină la noi acasă și la început de ianuarie 98 a venit Victor acasă și au stat ca niște frați care fuseseră despărțiți de războaie câteva ore, au scris, au cântat, au plănuit viitorul și am și înregistrat momentele astea. De asemenea le-am publicat pe canalul meu de YouTube, reîntâlnirea lor, după 16 ani. Câți ani a durat povestea voastră de dragoste? 16 ani a durat. Ce fel de tată a fost Victor? Victor era foarte încântat că are acest băiat. Eu n-am vrut să știu sexul copilului. Am vrut să fie surpriza mamei pe masa de nașteri. Și Victor îmi spunea tot timpul, dacă îmi faci băiat, o să-ți ridic statuie. Și în momentul în care l-am născut pe Victor, mai ales că i-am pus și numele Victor Socaciu, a fost atât de încântat și era atât de mândru de băiatul lui. A fost tatăl prezent în toate momentele vieții lui Victoraș. Eram tot timpul împreună, ba la ședințele cu părinții, ba în vacanțe, ba la zile de naștere. În rest, și-a dorit, dar cred că mai mult din orgoliu, ca Victor să cânte la chitară cel mic.
i-am luat profesor, n-a fost nicio înclinație din partea băiatului, cânta la chitară, cânta frumos, dar mai mult ca să ne facă nouă plăcere. Mi-e dor să mă merg la un ceai, la un ceai, să fiu liceanul bălai, să n-am decât bani de tramvai, de tramvai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Ți-a schimbat viața întâlnirea cu Victor? Fără doar și poate, în primul rând, că mi-a dăruit un băiat pe care îl iubesc foarte mult și care este reazemul meu în viață, consider. Și în rest m-a adus mai aproape de lumea muzicii pe care o iubeam foarte mult, dar din afară, cumva acum am intrat în interiorul ei și am participat și eu la acest act al creației și am văzut cum arde un artist pentru opera lui și... Nu știu, cred că m-am împins și către scris întâlnirea cu Victor. Mi-a schimbat, categoric mi-a schimbat viața. Este greu să trăiești cu un artist? Dacă ești dintr-o meserie total diferită, probabil că da. Dacă ești dintr-o meserie oarecum asemănătoare sau înrudită, nu e atât de greu, pentru că îl înțelegi cu alți ochi. Dar trebuie să fii o persoană foarte generoasă ca să poți să accepti că omul pe care tu îl vrei să fie numai al tău nu ți aparține numai ție și că el este foarte fericit atunci când vede că aparține tuturor și că toți îl iubesc și că toți îl aplaudă. Deci artistul are nevoie de mai multă dragoste decât îi poate oferi partenera de viață. Întoarce-te, moșule, nu zăbovi, măcar o speranță ne lasă. Că-n zorii de seară și-n zorii de zi, al nostru vei fi să te dăm la copii și adune țara acasă. M-a impresionat foarte mult, era prima oară când îl vedeam. De aproape, nu, pe scenă. Extrem de sensibil, cald, degaja bunătate din toată ființa lui. Nu ne-am îndrăgostit imediat, ca să anticipez întrebarea dumneavoastră. Au mai trecut niște ani, ne-am cunoscut mai bine și am avut o poveste frumoasă de dragoste. Cred că dorința de a-i fi impresar a venit cumva firesc. Atunci când un cuplu trăiește prin muzică, respiră muzică, e firesc ca până la urmă partenerul să devină și impresar, nu? De fapt, impresar am fost de dragul lui. Ce înseamnă asta? Că gândeați spectacolele împreună, le organizați împreună? Da. Să te ascund în adâncul meu. Vino să te ascund în amurgul meu. La un moment dat, drumurile v-au dus către Canada. Aveam nevoie de liniște, era o perioadă dificilă, destul de aproape de divorțul lui. A fost așa ca o fugă, ca o evadare? Cumva a fost o evadare din nevoia de liniște și de a fi numai noi doi, de a ne regăsi cumva. De a vă bucura cumva unul de celălalt. De a ne bucura, da. Și acolo, Canada, v-a dezamăgit, v-a primit cum vă așteptați? Cum a fost perioada aceea? Ne era dor de casă după primul an, după primii doi ani. Era foarte frumos, dar era greu. Toți prietenii noștri erau aici, familia. Ne-am făcut și acolo, sigur, prieteni. Și am
trei lucruri frumoase împreună. În primul rând, a făcut niște lucruri foarte importante pentru românii de acolo. Am ființat un cenaclu, penserat la consulat. Sună bine. Și cenaclu, în cadrul căruia a început să promoveze valorile artistice locale. Apoi, după cum probabil mulți știu, exista deja Piața României la la Montreal și statuia lui Mihai Eminescu, Dumnezeu să-l odihnească, sculptorului Vasile Gorduț. Ei bine, acea statuie o gândise sculptorul să fie pe un soclu, un alt, impozant, care din păcate nu s-a materializat nici măcar astăzi. Victor fiind acolo, a organizat o ediție a festivalului Om Bun la Montreal și a strâns vreo 8.000 de dolari canadieni, care și acum se află într-un cont la o bancă, așteptând să fie folosiți pentru construirea soclului respectiv al statuii lui Mihai Eminescu. De asemenea, s-a implicat în, să spunem, revitalizarea sau, în orice caz, poate lărgirea activităților școlii românești de la Montreal. Cu alte cuvinte, pentru că nu știu dacă, încă o dată vreau să și precizez, nu eu sunt un evaluator al Ministerului de Externe, deci nu vorbesc în această calitate, să ne înțelegem, vorbesc ca prieten, dar din informațiile pe care le am, realmente Victor a fost foarte iubit acolo și foarte apreciat și au făcut o slujbă de comemorare. Poate puțin știu că deputatul Victor Socaciu a fost inițiatorul proiectului de lege care a condus la stabilirea zilei de 15 ianuarie ca zi a culturii române. Când v-ați întors în România, au început și spectacolele? Au reînceput spectacolele? Da, aștepta momentul ăsta. Era dor de scenă, de emoția pe care o transmitea el de pe scenă, dar și de emoția cu care se încărca din public. Boala lui, sigur că l-a însoțit tot periplul acesta artistic și muzical. Din păcate, el avea o suferință ascunsă. Atât de mult aș... Boala de fond a fost diabetul zaharat. Pe acest fond s-a instalat nefropatia diabetică. Să știi unde te-ai dus. Ce faci acolo sus? Și-a urcat treaptă cu treaptă acest calvar al bolii cronice de rinichi, cum se numește, până când a ajuns în pragul dializei. Șansa a fost să poată fi transplantat la Cluj și, cum spunea el, cu piese de schimb, a funcționat foarte bine mult timp. Să te mai văd râzând. Din păcate, pe acest ridic s-a instalat din nou afectarea secundară diabetului, nefropatia diabetică, ceea ce l-a împins din nou spre pragul dializei de data asta. Și a recăzut pe dializă, a fost un moment trist, se refugia însă în muzică. Să știm că mai suntem. S-a îmbolnăvit de COVID. Nu se știe de unde. Unii spun că de la festivalul pe care a ținut să-l organizeze la Braza, ediția de 30 de ani a festivalului Om Bun, și nu a vrut să renunțe. Nici cerul nu-i ajuns. Mă rog, lucrurile s-au agravat în perioada pandemiei, când a făcut această afecțiune norocită COVID-ul. Pe seară a venit
cine te-a luat grăbit? Am trăit momente foarte, foarte grele aici în casă cu el și numai cu doctorul Alexie în telefon. L-a pus cât de cât pe picioare în câteva zile, în 4-5 zile. După o săptămână acolo, respirat deja fără aparat, fără concentrator. Să stingă focul iar, cui ai lăsat pe noi, soastele ploi, mai tare cât un semn. Să știm că mai suntem. 17 aprilie a ieșit din spital, de la București. Pe 2 mai, chiar în ziua de Paște, a scris fereastra. Când oamenii cântă, vine Dumnezeu de la mine în suflet, în sufletul tău. Când oamenii cântă, vine Dumnezeu. Și a și cântat-o, am înregistrarea. De la tine în suflet, în sufletul meu, când oamenii cântă, vine Dumnezeu. Câteva luni după COVID, tot mergeam la control, din când în când. Având transplantul de rinichi, el nu avea voie substanță, să-i se facă substanță de contrast. Din păcate... Pentru CT-uri. Da, pentru CT-uri. Din păcate, la CT-i s-a făcut substanță de contrast, i s-a injectat substanța de contrast și asta a dat peste capăt creatinina și rinichii și a început o poveste și mai grea. În sufletul meu, când oamenii cântă, vine Dumnezeu. L-am întâlnit el acolo, practic, și a sacrificat viața pentru ideea lui și pentru menirea lui. Pentru că era perioada de mare agresivitate, cu îmbolnăviri, cu virusuri și așa mai departe. Și el, în mod conștient, s-a supus acestui risc, deși, știți foarte bine, starea lui de sănătate nu era bună de mai mulți ani, suferise un transplant. Și acolo se pare că a contractat sau acolo i s-au activat niște suferințe din care nu și-a mai revenit. Și după câteva luni s-a stins. Deci el, pot să spun, nu e o exagerare, el și-a sacrificat viața în mod conștient ca să nu renunțe la menirea lui de făcător de instituții culturale, s-a expus și asta a fost. În momentul în care a plecat, s-a răsturnat, așa a avut loc o răsturnare, practic trecutul meu s-a reîntors în mine, de unde eu vroiam să mă rup de el și să nu mai mi-amintesc că ce-mi făcea rău, toți acei 16 ani care au fost în cea mai mare parte ani foarte frumoși, ultimii au fost mai grei, adevărat, și datorită bolii lui Victor. Și foarte multă lume mi-a spus, văzându-mi tristețea, zice, nu fi tristă, tu totuși ai avut șansa că ai trăit ceea ce foarte puțină lume trăiește, acea iubire adevărată. Pentru că, sigur, toți ne căsătorim, toți spunem că avem iubirea lângă noi, dar puțini sunt cei care, într-adevăr, trăiesc marea iubire. Și atunci, într-adevăr, m-am resetat și am zis, într-adevăr, eu am acest privilegiu, eu am trăit alături de omul acesta, ceea ce puțină lume trăiește cu adevărat. A doua zi, după ce vestea plecării lui s-a răspândit, mulți români din Montreal s-au strâns în Piața România să-l comemoreze și, de asemenea, peste mai puțin de o lună de zile, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, pe 15
ianuarie anul acesta, de asemenea, s-au strâns acolo la Piața România. Tu ești iubirea, tu ești iubirea mea, ești floarea care mi-a crescut grădinii în inima. Am văzut fereastra aici, pe acest CD, care a apărut, chiar prima piesă, Fereastra, deși CD-ul văd că se numește altfel, Tu ești iubirea mea. De ce poartă acest? În 2020, de ziua mea, mi-a scris piesa asta, Tu ești iubirea mea, și mi-a și cântat-o atunci și n-a apucat să intre într-un studio de înregistrări cu ea, cum nu a apucat cu multe, mai am cel puțin 40 de piese care sunt doar în telefon sau în înregistrări în casă. Și ținea foarte mult la ea și am făcut-o posibilul să apară pe un disc. A fost un concert evocare, m-am bucurat că au fost și copiii lui Victor prezenți acolo, și fata și Victoraș, fiul Marinei. Lumea îl iubește în continuare pe Victor, asta m-a bucurat foarte mult, pentru că sala Reduta este destul de mare la Brașov și era plină, efectiv era plină. Oameni care veniseră în primul rând pentru Victor Socaciu, pentru amintirea lui Victor Socaciu. Ce ar trebui să facem ca să păstrăm în memorie aceste cântece, aceste personaje și în special de Victor, că despre el vorbim? Știți ce ar trebui să facem? Să nu cădem în cel mai păcătos lucru după ce se duce un om public, un creator. Să cădem într-o pioșenie din aia sterilă, să cădem într-o admirație fără a mai asculta cântecele sau fără a mai citi opera, dacă e cazul unui scriitor. Sunt omul cu o chitară, sunt omul care vă adună, să facem cu cântec un pic viața mai bună. Sunt omul cu o chitară, sunt omul care vă adună, să facem cu cântec un pic viața mai bună. Sunt privilegiată pentru că am trăit lângă el. Și pentru că rămân amintirile astea, nu se poate lua nimeni. Iar noi cer chiar toți cei care i-am iubit muzica, suntem privilegiat că peste au timp rămas. Au rămas CD-uri, a rămas muzica. A rămas o mică înregistrare pe care tu ne-ai oferit-o și pe care o să oferim și noi la rândul nostru celor care îl îndrăgesc. Chiar din 25 decembrie 2020, un an înainte de toate problemele care l-au luat lângă mine. Sunt omul cu o chitară, sunt omul care vă adună, să facem cu cântec un pic viața mai bună. Ce fel de prieten era Victor Socaciu? Ce fel de om? Un om foarte cald. Un om extrem de apropiat, sufletește. Încerca de multe ori să, și reușea, asta este de fapt cel mai important, să capaciteze și laturile personale ale fiecărui prieten în parte. Mi-amintesc că la o aniversare a mea, nu mai știu câți ani împlineam, m-am trezit cu el la poarta ministerului cu o sticlă de șampanie de vreo 5 litri.
mi-a spus din capul locului, dragul meu, asta este pentru sufletul tău, nu trebuie să o desfacem aici, știu că în instituțiile publice nu se consumă alcool, dar e plăcerea mea să ți-o aduc. Și atunci, evident, am plusat și eu, bine, dar chitara ai adus-o, asta niciodată nu lipsește. Voi colinda cu inima mea, mergând, ori mergând prin zăpadă, mâna mea-n cinci colțuri, ca o stea, începe cuvinte să vadă. Să fiți liniștiți, să aveți liniște albă, sub cetina verde împodobită. Ochii mei două vergele într-o salbă, împodobesc ora clipită. Suntem la un an de când ni l-a luat tuturor. Cum a trecut anul acesta pentru tine? Prima parte a trecut foarte greu. Foarte greu, pentru că am vrut la un moment dat să fac ceva, să merg să-l întreb dacă pot să-l ajut cumva, că știam că este foarte bolnav. Vorbeam și cu medicii care îl tratau și când era împreună cu mine și care îl aveau în grijă și după și îmi spuneau că Victor este foarte rău și că nu se știe dacă mai are mult de trăit. Și îmi tot propuneam, zic, uite, hai, facem un pas, îi spuneam și fiului nostru că hai să facem cumva, să mergem să-l ajutăm pe tata, să-l salvăm, pentru că nu e în regulă. Și-mi propusesem, zic, gata, uite, după anul nou mă ocup de această problemă. Ce înseamnă să nu amân nimic? Da, n-am mai așteptat Victor anul nou și a plecat. Eu singur stea și o nenumărare de ceruri albastre. Și timpul vine cumva să acopere ușor, ușor, să vindece ușor, ușor rănile? Ne-am dus la cimitir unde este mormântat și lucru, nu știu, care pare puțin poate melodramatic sau siropos, am stat de vorbă cu el și i-am spus tot ceea ce nu m-a apucat să-mi ăștia 10 ani să-i spun. Și după aceea, după ce am plecat de acolo, a început vindecarea mea. Am venit pe lume într-un straniu timp. Marea era neagră, zorii aveau ghimpi. Mi-au croit părinții un trai mic burghez, doar că eu de-atunci altceva visez. Odată cu Victor, când am fost la acolo și l-am văzut depus la sala palatului, am început să am o stare de ușurare, așa, de ușurare a sufletului, pentru că dacă sunt atât de mulți plecați dintre cei dragi din familie sau dintre artiști, încep să te gândești că nici măcar nu mai e o tragedie să pleci dincolo, dacă ei sunt deja acolo. Și asta, sentimentul ăsta l-am avut când l-am văzut acolo depus la sala palatului înainte de înmormântare și auzind oamenii cântând cântecele. Și un simplu destin, ea este minunea și un dar divin. Uite, aici, în mediul ăsta în care suntem acum, am avut discuții interminabile, amicale, discuții deschise. Repet, era un companion foarte plăcut, era vesel, cu umor. Niciodată nu am simțit la el vreo urmă de, știu eu, de îngânfare, de hipertrofia personalității, deși poate avea motive. Era un om obișnuit și limpede în gândire și în vorbe, ceea ce îl făcea să fie un prieten de nădejde. În amur de ce să fii doar iubită, altceva nu-ți cere. Din punctul meu de vedere, el trăiește și locuiește în inima mea și pe locul în continuare îl simt tot timpul acolo. Am numai o viață.
Mi-a arătat și o carte, Victor Socaciu, Chipul de la capătul drumului. Sunt versuri scrise de el, sunt aforisme. Și versuri și aforisme. Mai lucra la o carte autobiografică. N-am apucat să-mi termine, îmi propun să încerc să o termin eu cândva și să o pot publica. Cântărețul nu a murit, doar s-a prelins printre aplauze. Amin, 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 amin. Farmacia inimii catena.